42 de bijuterii pe patru roți au fost expuse în centrul municipiului Pitești pentru a fi admirate. De la Dacia la Mercedes, fiecare mașină are povestea ei și fiecare proprietar mândria lui. Este un Nissan Datsun 280Z, achiziționat din Germania. Ce zice lumea când te vede o blondă la volan unei mașini ca asta? Mă vede rar, mă vede la ocazii speciale, cum este această zi superbă. Ai dau-o pe o mașină electrică? Am și o mașină electrică, este o diferență foarte mare. Asta este pentru pasiuni, cealaltă este de zi cu zi. Ce mașină e? Un Renault 12 TSI. Câți ani are mașina? O jumătate de secol. Și nepotul? Nepotul are 3 anișori și un pic. I-o lăsați moștenire sau? Cu siguranță va duce tradiția mai departe în familie. Galben pai, turcoaz, portocaliu intens, roșu Ferrari, verde brotac, bleu sidef, albastru marin sunt doar câteva culori ale mașinilor expuse la Pitești. Cea mai mică mașină de la expoziție a fost un Morris Cooper, care a stârnit toată admirația. V-ar plăcea? Întreținută jos pălăria. Parada primăverii organizată de Retromobil a avut loc nu doar în Pitești, ci și în mai multe localități din România.